Bună, dragi prieteni, bună, dragi urmăritori. Am două ființe minunate, trei, cu mama mea. Dar mama mea o punem pe lângă acum și o lăudăm pe soția mea, Alexandra, și pe bunicuța mea, Dragă. Vă arăt aici două lucruri foarte minunate, pentru mine, preferatele mele. Soția mea a făcut Fanta și bunica mea niște bagli cu nucă sau nu știu cum spuneți voi, noi așa îi spunem bagli. Voi probabil ziceți cozonac cu nucă, umplut cu nucă. Ia uite, dragi prieteni, așa arată. Atât, da. Gustoase. Foarte bun. Dacă doriți rețeta, e una veche, veche, veche de tot. Spuneți-ne că vi-l dam cu mare, mare, mare drag, nimica, nu-i niciun secret. În schimb, soția mea, la fel, dacă doriți rețeta, dar prima oară să gustăm, că altfel nu mai are. Ia uitați. Nu le iau mânuță. Fanta, brânzică și pișcot. Extraordinar. Uitați. Topul de pe lume, dragi prieteni. Eu n-am nevoie de cofetării. Cam două ființe minunate. Și mama mea, la fel, fac niște prăjituri extraordinare. Dacă doriți și sunteți interesați, scrieți-ne că vă răspundem cu mare drag. Sunt topul de pe lume, dragii mei. Nu am cuvinte să vă spun cât de bune, dulci sunt. Extraordinar. Astea cu nucă, cu lapte. E topul de pe lume. Incredibil. De-aia fac eu burtică, dragi prieteni. În fine, vă doresc o zi minunată, frumoasă și să fiți iubiți. Cu Dumnezeu înainte, tot timpul. V-am pupăcit. Doamne ajută!